Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție exclusivă. Astăzi vom discuta despre administrație locală, despre ce înseamnă o administrație locală performantă și despre ce se poate face într-o comună din județul nostru. Ca de fiecare dată mi-a acceptat invitația domnul primar al comunei Osica de Sus, Ion Ciocan. Vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitate. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, aș vrea să intrăm direct în problemă, ca să zic așa. De ce are nevoie o localitate din mediul rural pentru a prospera? Și vă întreb acest lucru, e o întrebare ușoară și grea în același timp. Vă întreb acest lucru pentru că, ținând cont că tinerii nu se mai îndreaptă către localitățile rurale și aleg mediile urbane. Și atunci, cum facem să-i aducem înapoi acasă, practic? Mare parte pleacă de acolo. În primul rând, cred că o administrație locală, atunci când își începe mandatul, trebuie să aibă o viziune de lungă durată de dezvoltare a comunității respective. Niciodată nu se va realiza un progres dacă consider că viitorul începe astăzi și se termină mâine. Într-adevăr, viitorul poate începe azi, se continuă mâine, dar trebuie să se termine peste 10 de ani. Pentru lucrul ăsta, ca orice construcție solidă, trebuie să aibă o temelie, o bază. Ce înseamnă lucrul ăsta? Din punctul meu de vedere, înseamnă să asiguri infrastructură, apă, canal. În condițiile în care ai apă și canal pentru comunitatea din localitatea respectivă, vii cu următorul confort, asfaltul. Dar nu e suficient. Ai apă, ai canal, ai asfalt, ai confort de oraș, ai un aer foarte curat și multă liniște, dar totuși nu e suficient. Trebuie să-i asiguri viitorul prin generația următoare, prin tineri. Pentru asta, ce înseamnă? Înseamnă să ai niște școli la standarde europene, performante, la rândul lor, asigurându-le tot ce înseamnă în școală, adică condiții de locație ca lumea, cadre didactice foarte bine pregătite, acces la informație prin internet, la toată structura pe care trebuie să o aibă o instituție de învățământ. În condițiile astea, obligatoriu, cadrele didactice de acolo trebuie să devină performante, dar nu prin ceea ce știu să facă, prin ceea ce produc, prin ceea ce fac, adică prin ceea ce dau elevi, mai departe. Corect. Prin rezultate obținute de elevi. Presupunem că am reușit să facem și acest lucru. Viitorul trebuie să fie și sănătos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tinerilor, și nu numai tinerilor, populației din comunitatea respectivă trebuie să le asiguri accesul la actul medical. Act medical însemnând un dispensar medical școlar, cabinet de fizioterapie psihologică se poartă la ora actuală. E modern așa să avem și psiholog? Este modern și este foarte necesar datorită conjuncturii în care se desfășoară activitatea în comunitățile locale la ora actuală. Aș vrea să fac o mică paranteză. Sunt foarte mulți părinți care, nevoiți, nu de drag, au plecat în afară, lăsându-și copiii fie în grija unor bunici sau unor rude, copiii ăștia simt lipsa dragostei părintești. Discutam de psihologie, deci cabinet psihologic, nu, aproape ca o necesitate. Deci asta trebuie să avem. Deci Osica de Sus are așa ceva. Cabinet stomatologic. Osica de Sus are două cabinete stomatologice. Chiar dacă sunt private, le avem. Și cetățenii pot să-și facă lucrări fără să mai cheltuie bani, să piardă timpul și pe la orașe. Și pe transport Slatina, și timp pierdut sau alte zone. Nu e suficient asta. Eu cred că, din punct de vedere medical, comunitatea trebuie supravegheată 24 de ore din 24. Lucrul ăsta m-a determinat să fac tot posibilul ca în Osica de Sus să funcționeze un centru de permanență medicală. Și aveți de ceva timp un centru de permanență medicală care nu deservește doar comuna Osica de Sus, din câte știu eu, ci și comunele limitrofe, într-o oarece măsură. Trebuie să ne înțelegem
foarte clar asupra investițiilor și cheltuielilor pe care vrei să le faci. Nu poți să gândești dezvoltarea unei comunități locale ca o chestie închisă, da? Ca o insulă. Ca o insulă, nu. Comunitatea se poate dezvolta numai dacă este în interacțiune și în deservire cu celelalte localități din jur. De aceea ne-am gândit și la dezvoltarea învățământului prin campus școlar, pentru că la ora actuală avem 186 de copii pe care îi transportăm din comunele alăturate la noi în comună, la liceul Ion Gheroșca. În 2012 erau 71 de copii la liceu. La ora actuală sunt aproape 250. De trei ori mai mult. Da. De trei ori plus. Atunci aveam un procent de promovabilitate de 11%. Anul trecut l-am avut de 7,14%. Și nu mai discutăm de celelalte activități. Dar să nu ne rezumăm numai la liceu, educație. La educație. Însă vorbeam despre viitorul unei comunități. Ai asigurat infrastructură, apă, canal, le asigurăm o educație sănătoasă și tineri sănătoși, o supraveghere medicală, dar dacă nu au acces la informație prin internet, prin televiziune, copiii și tineretul vor încerca să meargă acolo să satisfacă toate aceste necesități. Până la urmă sunt firești și normale pentru viitor. Vreau să vă spun că cel mai îndepărtat sat al comunei Osica de Sus, mă refer la satul Tomeni, va beneficia în scurt timp de un program, se numește RONET, e vorba de introducerea în aceste comunități a televiziunii prin cablu, fibră optică va fi luată din comuna Osica de Sus și dusă până acolo. Unde dumneavoastră deja aveți. Sigur, aproximativ 6 km și vreo 300 de metri până la locul unde se va recepționa semnalul, ca să zic așa. De asemenea, telefonie și internet. Este un lucru extraordinar. Trebuie să rețineți un lucru, că în satul Tomeni sunt foarte mulți cetățeni ai comunei Osica de Sus, Osicii de Sus, pentru că tomenenii sunt din Osica de Sus, care sunt plecați în afară la muncă. Și oamenii ăștia au nevoie, cei care au rămas în țară, au nevoie de a menține o relație permanentă cu cei din afară. O metodă mult mai simplă de comunicare, până exact. La urmă, vorbind de internet. A devenit o necesitate, asta este, trăim cu internetul lângă noi. Metoda modernă, eficientă și foarte rapidă este internetul. Și copiii au acces și știu să utilizeze și tablete și calculatoare și au în dotare așa ceva. Discutam de crearea, nu în ultimul timp, a unor locuri de muncă. Cred marea că, noastră problemă. Sigur, marea noastră problemă. În Osica de Sus, de-a lungul celor 12 ani în care am fost primar, s-au creat foarte multe locuri de muncă. Fie de firme private, fie de diverse instituții ale statului român, dar aș vrea să menționez un lucru. Nici unul dintre ele nu este plătit din bugetul local. Cu excepția acelor servicii medicale, costurile serviciilor medicale, nu salarizarea, care sunt gratuite către populație. În rest, bugetul comunității nu a fost deloc grevat de asemenea cheltuieli. Nu are niciun fel de suferit. Exact. Ceva mai mult, în cel mult 30-40 de zile, un mare lanț de magazine va deschide. Deja au început de ieri testul pentru a angaja 20-22, au zis, până la 25 de persoane din comuna Osica de Sus. De la dumneavoastră din localitate. Da, de la noi din localitate, pe specialități, pe calificări, pe opțiuni. E un lucru extraordinar. De ce îmi permit să spun lucrul ăsta? Aș vrea să înțeleagă bine toată lumea, nu spun ca o laudă. Eu ar trebui să mă laud
cu ghilimele de rigoare, cu lucruri pe care le înființăm noi, primăria, să zicem, da? Sau comunitatea locală. Dar lucrurile astea, aș vrea să înțeleagă toată lumea, că lucrurile astea ar costa bugetul local mai mult. Și în loc să avem bani de dezvoltare și de investiții, i-am cheltuit pe salarii care oricum se știe că în administrația publică nu sunt ele foarte mari. Exact. Da, dar vedeți dumneavoastră, practic, dacă stăm să ne gândim la ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că n-ar trebui să vă lăudați, problema se pune în felul următor. Sunt chestiunea adiacente a ceea ce există în Osica de Sus. Adică oamenii ăștia și lanțul ăsta de supermarketuri a venit în Osica de Sus pentru ceva. Știind că au infrastructura, au apă, au canalizare, deci se pot dezvolta sau pot funcționa. Ei, vedeți asta? Vedeți dumneavoastră că până la urmă toate se leagă, e un circuit al lucrurilor. Asta încercam, că înseamnă viitorul unei comunități. Dacă are infrastructură, are apă, are canal, are asfalt, are acces la informație, este imposibil să nu fie cineva interesat de să investească în comuna respectivă. Când am înființat, când ne-am făcut planul de dezvoltare și am considerat că este necesară înființarea unei subunități de pompieri, unei gărzi de pompieri în Osica de Sus, să știți că nu ne-am gândit numai la satele comunei Osica de Sus. Ne-am gândit foarte mult și la ele, că la timpul respectiv, până în Tomeni, ca să ajungi cu o mașină încărcată cu 10 metri cub de apă, era aproape de imposibil. Imposibil, ajungeai în jumătate de zi și ajungeai, degeaba mai ajungeai. Că, practic, oricum. Exact. Dar nu a fost suficient să ne gândim numai pentru cetățenii din Tomeni, din Osov, Osica de Sus, Greci, Peretu sau Vlăduleni. Ne-am gândit că în jurul nostru, pe o rază de 15 km, putem deservi aproape 30.000 de suflete. Toate satele, și la momentul respectiv am explicat colegilor primari intenția, au fost de acord cu mine. Bineînțeles, au pus condiția să nu cerem fonduri pentru că nu au că de unde. Asta era. Exact. Asta nici era. N-am cerut, am făcut-o pe ca investiție a comunității locale. Ați suportat-o dumneavoastră ca autoritate Absolut, locală. Ca autoritate locală și și-a regăsit în timp, ca să zicem, funcționalitatea utilitatea. Și utilitatea investiției. Drept dovadă că s-au dezvoltat ulterior pe lângă acea mașină de luptă, de intervenție, avem acum și salvare smurt, o paramedici. Smurt. Da? Deci lucrurile astea nu trebuie să le gândești numai pentru o comunitate, ci pentru câteva, cel puțin 4-5, dacă nu mai multe localități din jurul tău. Dar știu că de la ce a pornit discuția, de fapt, și unde da. Vrea să și ajungem, că dumneavoastră spuneați că o autoritate locală, o localitate până la urmă, ca să fie sănătoasă și să se dezvolte, trebuie să aibă infrastructură, să fie sănătoasă, să Corect. Fie educată, da. Dar aș mai completa eu, să fie și protejată. Ori dumneavoastră până acum ați avut și o subdivizie de jandarmi. O grupă de jandarmi. Grupă de jandarmi, exact. Dar ce s-a întâmplat între timp? Și spun că până de curând ați avut, acum nu mai aveți. Da. S-a înființat, da? Evident cu sprijinul comunității locale, secție de poliție, postul de poliție, și aici aș vrea să fac o mică mențiune, la concursul actual care urmează, mă rog, să se desfășoare pentru Osica de Sus există un singur post și s-au înscris 86 de candidați. La dumneavoastră a fost cea mai mare cerere. Cea mai mare cerere. Nu știu de ce, mă rog, mă bucur. Că selecția va fi foarte dură și cu siguranță va veni o persoană foarte bine calificată și foarte competentă. Aș putea spune că sunt persoane care vor să vină la dumneavoastră ținând cont că e o zonă sigură, cel puțin din punctul meu de vedere. Da. Eu am văzut la dumneavoastră de fiecare dată când am venit de multe ori la dumneavoastră în localitate. Am văzut o localitate cu oameni liniștiți, o localitate sigură din punctul ăsta de vedere. Osica de Sus niciodată nu a avut, să zicem, un grup infracțional constituit. Osica de Sus n-a avut niciodată, au fost excepții, cazuri răzlețe. Însă, în majoritatea cazurilor, cei care au creat probleme au fost cei care au venit din alte localități la noi în comună.
pentru faptul că la noi, nefiind organizați oamenii în aceste grupuri, erau ușor, să zicem, de eu știu cum să zic, de prins așa de unul singur. Să zicem așa, ulterior reacționau și era altceva. Usica de Sus a fost întotdeauna o comună sigură. Nu spun că nu s-au întâmplat evenimente neplăcute. S-au ca peste întâmplat, tot, ca era peste tot, evident să fie. Exact. Nu spun că nu au fost evenimente neplăcute. Unele total neplăcute și nedorite. Într-adevăr, prezența grupei de jandarmi, atât cât a fost, nu mă întrebați de ce nu mai e, pentru că nu o să pot să vă explic. Prezența grupei de jandarmi a adus o stabilitate în cei 5-6 ani de zile de funcționare extraordinară și o siguranță. Îmi aduc aminte, iertați-mă, e un amănunt, dar trebuie să-l spun, în începuturile patrulării jandarmilor prin comuna Osica de Sus, noaptea la nu știu ce oră, erau cetățenii opriți și întreau, nu vă supărați, se recomanda, sunt cu tare, vă rog să vă legitimați unde mergeți, să așa. Erau unii care, într-adevăr, înțelegeau necesitatea actului fenomenului, nu era nimic, dar erau locului. Și din aia care, din diverse motive, se umflau puțin mușchii pe ei și nu acceptau și se alegeau cu amenzi. Bineînțeles. Dar totul era făcut într-un cadru legal. Oamenii acum vin și îmi spun, dom'le, dar de ce nu mai sunt jandarmi? Și atunci s-a încercat o diversiune să spună, banii comunei Osica de Sus se vor duce acum pe jandarmi. Total incorrect și inexact. Bine, ținând cont că nu-i plătați dumneavoastră. Exact. Adică, exact. Măcar din punctul ăsta de vedere. Că o chestie de genul ăsta de diversiune. Acum oamenii spun, dom'le, dar totuși era mai bine cu ei, de ce nu mai sunt? Ne sprijină, într-adevăr, jandarmii vin duminica în târg, dar pentru comunitatea osiciană nu e suficient. Dar vedeți dumneavoastră, mă gândesc și din alt punct de vedere, poate că s-a luat decizia desființării grupei de jandarmi de la dumneavoastră că își pierduseră obiectul muncii. Adică dacă nu se întâmpla nimic. Dar bine că misiunea jandarmilor e de a asigura un climat de ordine și siguranță publică până la urmă. Ați enunțat noțiunea de obiect al muncii. Iertați-mă, nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin noțiunea de obiect al muncii pentru jandarmi, dar din punctul meu de vedere, siguranța cetățeanului este cel mai important obiect al muncii pe care trebuie să-l aibă și jandarmeria, și poliția, și pompierii, ca autorități locale. Iar noi ca autorități locale trebuie să facem orice, repet, să facem orice pentru a sprijini aceste structuri ale statului român în asigurarea ordinei, disciplinii și siguranței cetățeanului. Bine, știți, asta ca un spirit de până la urmă, să zicem, cu o părere de rău din partea dumneavoastră, sunt convins că s-a desființat grupa de jandarmi de acolo. Dar stăteam să mă gândesc și eu, ca vorba aia, ca jurnalistul care își mai pune niște întrebări la un moment dat. Vă rog. Dacă la un moment dat a fost nevoie ca Osica de Sus să aibă jandarmi, acum ce s-a schimbat așa de brusc încât Osica de Sus nu mai are nevoie de jandarmi? Că, vedeți dumneavoastră, da. Rămâne paradoxul al nostru românesc. Când suntem și noi consecvenți vreodată? La întrebarea asta, cu regret, m-ați prins pe picior greșit, nu pot să vă răspund. Să zicem că a fost mai mult retoric. Că nu am niciun fel de informație și am aceeași nedumerire ca și dumneavoastră. Da, păi, la noi cam toate, se termină la un punct, nu o să continue ce trebuie, da? Asta e altă discuție. Mă rog, nu este ultimul lucru pe care vrem să-l facem în Osica de Sus. Sunt lucruri care trebuie continuate, sunt proiecte care trebuie continuate. Evident că va veni o campanie electorală. Nu cred că trebuie să facem promisiuni neacoperite, total neacoperite și fără nicio șansă de realizare, de dragul de a convinge, cetățenii. Da. Chiar mă gândeam, sper ca cetățenii comunei Osica de Sus să urmărească emisiunea asta și să și înțeleagă că după 12 ani de administrație, în care eu cred că s-au făcut destule lucruri, sunt lucruri pe care nu le are o altă comună din județul Olt, nu știu
ce să merg eu să le promit și să le spun ce. Dacă nu mă cred că după 12 ani de zile am făcut ceva și mai ales că sunt proiecte încă în derulare. Domn primar, vedeți dumneavoastră, asta e fața ingrata politicii, a zice eu. Dumneavoastră sunteți primar de 3 mandate. Corect. Bun. Puteți să vă duceți în fața alegătorilor, nu să le promiteți, ci să le spuneți ce ați făcut. Da, vedeți dumneavoastră? Cred că asta, cel puțin din punctul meu de vedere, cred că asta ar trebui să fie ideea administrației. Dom'le, dacă eu în 12 ani am făcut asta și am demonstrat ceva, voi taxați-mă la vot. Contracandidatul pe de altă parte sau contracandidații, mă refer la orice cursă electorală, ar putea să vină. Dom'le, eu am activat în domeniul ăsta, păi haideți să vă spun ce am făcut eu în domeniul ăsta, ca să pot să vin să fac și la dumneavoastră. Că degeaba vin eu și vă promit că vă fac mare acusare. Că administrația, din punctul meu de vedere, nu e un lucru ușor. Dom'le, ca să promiți că faci 50 de kilometri de asfalt, păi întâi trebuie să știi dacă ai cu ce să-i faci, dacă îți permite cadrul legal să-i faci. Măcar dacă ai pe unde să-i faci. Sau e posibil măcar dacă să are localitatea atâția kilometri. Exact. Că au mai fost cazuri. Ziceați dumneavoastră că trebuie să merg în fața cetățenilor să le spun am făcut asta, asta și asta. Să le enumăr, da? Iertați-mă, mi se pare ceva de domeniul teatru absurdului. Să mă duc să spun, știți, uitați, eu v-am făcut centru de permanență medicală, dar oamenii ăștia știu că de atâția ani de zile îl utilizează. Sau v-am făcut 15 km de asfalt. Sau am făcut 40 de km de rețea de apă. Sau 15 km de canalizare. Pot să spun următorul lucru. Că sunt lucruri pe care încă n-am reușit să le fac. Sunt proiecte pe care încă, deși sunt în implementare, din diverse motive... Nu s-au finalizat. Nu s-au finalizat. Deci asta da, asta pot să spun. Dar nici nu o să pot să promit, dom'le, dacă mai mă alegeți un mandat, la anul veți avea asfalt pe... Exact. Nu, pentru că asta ar însemna să-i mint. Și dacă n-am mințit 12 ani de zile, nu o să mint nici de acum încolo. Mă gândeam ce pot... apucați acum. Nu, Doamne ferește. Ce pot să spun? Că voi face tot ce este posibil ca în acest exercițiu bugetar 2014-2020, e vorba de fonduri europene. Da? Deja avem un alt proiect pe drumuri, aproape 7 km de drumuri comunale depus, este în evaluare pentru asfaltare și aș vrea să se înțeleagă foarte bine că acele drumuri care sunt propuse pentru asfaltare sunt drumuri care au apă și canal pe ele. Sunt drumuri care fac legătura dintre două bretele de drum asfaltate, modernizate. Nu asfaltez un drum la un capăt, pleacă din asfalt și în celălalt se duce în câmp. Pentru că aceste sau drum... Sau un nămol, exact. Pentru... Mai vedeam undeva o autostradă care se termina într-o pădure. Da. Nu într-o potecă, într-o pădure. Nu. Într-o pădure, transversal. Exact. Pur și simplu, da? Într-o pădure. Deci gândiți-vă că ăștia sunt investiții practic pierdute. Sunt bani cheltuiți de pomană. Degeaba. Fără absolut nicio utilitate în timp. Normal că vom continua să dezvoltăm, dar în ordinea firească a lucrurilor. În ordinea firească a lucrurilor, să dezvoltăm fiecare localitate, fiecare sat în parte. Urmarea acestui lucru pe măsura 1-2-5 pe fonduri europene și spre norocul nostru, deci Osica de Sus are și foarte mult noroc, se află așezată pe un drum național, da? Reușim să facem asfalt într-un sat unde sunt numai 54-55 de case, în satul Ostrov. Dar asta nu înseamnă că ei nu au dreptul la același mod de viață. Același confort. Exact. Până la urmă vorbim de, da? Un confort, că și asfaltul intră tot la aceeași categorie. Au apă ca toți ceilalți. Acum vor avea ieșire atât la drumul național, cât și într-un drum modernizat DC-82 pe drumuri asfaltate. Ăștia sunt lucruri care au fost gândite din momentul în care am depus proiectul pe 1-2-5. Din acel moment am zis, domnule, toată lumea trebuie să aibă același confort. Trebuie să facem la fel pentru toți. Exact. Dar vedeți dumneavoastră că iarăși ajungem la electorat, că da, asta e, involuntar ajungem și la politică, asta e situația.
Vedeți, dumneavoastră, omul vine și spune, domne, păi primarul nu ne-a asfaltat, ne-a făcut apă, canalul ne-a asfaltat. Dom'le, dar omul ăla nu se gândește, domne, păi dacă ți-a asfaltat prima dată și băga apă și canal după aia și făcea drumul ăla praf, păi cum mai ține asfaltul ăla? Haideți să vă spun... gândesc, adică văd și o logică a evenimentelor în timp. Da, haideți să vă spun o întâmplare pe care am avut-o în satul Greci, unde făcusem apă, canal, o parte totul de asfalt la pus la punct. Și eram pe o stradă neasfaltată. Era apă și canal. La poartă era o femeie în vârstă, am dat să rămână, era mai mult să... Mama e, uite ce zici, dacă nu mă cunoștea noțiunea de calitatea de primar, nu mă cunoștea ca om, zic, uite, fii atent, eu vreau să candidez la primărie, la Osica. Mata ce zici, mă votez? Dar care femeia spune, zice, dar ce-mi trebuie mie mai, că nu avem primarul nostru, uite ce ne-a făcut. Ne-a făcut așa, apă, avem canalizare, avem iluminat, chestii de genul ăsta. Dar eu îi spun, zic, uite, fii atentă, dar eu dacă îți promit că spun asfalt la poartă, ce zici? La care mama e să uită la mine, e, atunci să schimbă lucrurile. Atunci să schimba treaba. Exact. Vedeți cât de ușor e să cumperi electoratul cu promisiuni fără niciun fel de acoperire. Bine, sau până la urmă, știți că am mai întâlnit cazuri cu aceeași poveste practic, domne, vă promite, vă face, nu știu ce, aia, lasă-i mai că să vină toți, că noi știm noi ce alegem. A, există adică și varianta. Există și fenomenul ăsta. Da, există și practic, varianta asta, ceva de genul, eu mănânc și beau și votez pe cine, pe cine vreau. Vreau. Da, există și varianta asta. Sunt alte două lucruri care cu foarte mare responsabilitate a trebuit să, niște hotărâri destul de grele, dar a trebuit să le luăm. Prima școală pe care am modernizat-o a fost școala din Tomeni, pentru că arăta foarte, foarte rău. La fel de rău arăta și școala din Greci, dar fiind o investiție mult mai mare, am băgat-o prin Banca Mondială și am început din 2004 și am finalizat-o în 2012. A fost o investiție, o investiție mai amplă, dar cum să vă, procedura a fost atât de lungă. A fost mai greu. Că investiția efectivă a durat numai un an de zile. Lucrarea. Lucrările în sine. Da, exact. Dar procedura a fost mult mai grea. Zici, revenim la școala din Tomeni. Am modernizat-o în 3-4 ani de zile, am constatat că numărul de copii scade de fiecare dată și nu ne mai puteam permite să facem un simultan cu 4 clase. A întâi, a doua, a treia și a patra cu un singur cadru didactic, pentru că era foarte tare afectat calitatea învățământului. Și am luat hotărârea, împreună cu Consiliul de Administrație al liceului, să desființăm acea școală. Am obținut acordul părinților, le-am explicat de, fapt, de ce facem fenomenul. Lucrul ăsta și toți copiii au fost transportați cu microbuzele în școala din Greci. După 10 ani de zile, avem o asemenea, o altă situație în școala din Greci. Numărul de copii în gimnaziu este foarte mic. 5, 6, 7, 9, 10, foarte puțin. Printr-o adresă, inspectoratul școlar, am fost înștiințați că nu mai putem să funcționăm sub efectiv, nici măcar cu acordul Consiliului Local. S-a discutat din nou cu părinții, au înțeles de ce. Că una e să ai într-o clasă 20 până la 28 sau 23-28 de copii, da, 25, mă rog, cât este normal, nu știu, foarte exact sau 28. Știu, da, 28, 28. Știam, nu știu. Una e să ai în clasă peste 20 de copii, unde se există și concurență. Bun, chiar dacă e un pic sub normă clasa, da, tot e suficient. Ascultați, alta e să ai 5-6 copii în clasă că, sau 9-10, 4 ani într-o clasă. Că nu ai practic ce să alegi din ei și nu știi la ce nivel să lucrezi cu ei. Și de acord. Să poți face o departajare. Exact. Cumva. Din nou părinții au înțeles acest lucru și începând cu anul școlar 2016-2017, clasele de gimnaziu vor fi mutate în Osica de Sus, unde împreună cu o altă școală gimnazială din Osica de Sus vor forma într-adevăr o clasă compactă, clasă cu numărul de elevi efectiv complet. Exact. Profesorii, cadrele didactice vor fi aceleași, pentru că avem deja
pe materiile de bază, vorbesc română, matematică, fizică, chimie, științe ale naturii, avem cadre didactice și nu numai, și educație fizică și sport și, mă rog, care mai sunt celelalte, avem deja cadre didactice titulare în OSICA de sus. Și și-au demonstrat competența prin rezultatele obținute atât la evaluarea națională cât și la bacalaureat. Dar ce mi-a atras atenția, dacă tot am deschis subiectul educației la dumneavoastră în, la dumneavoastră în comună, că știi, mai funcționează câteva licee și pe raza județului Olt în mediul rural. Da. Mă refer, vorbim strict de mediul rural. Ce mi-a atras atenția la dumneavoastră acolo, că de obicei copiii din mediul rural aleg să meargă la licee către mediul urban, către oraș. La licee, dacă vreți, nu știu, cu tradiție de renume, Radu Greceanu, Mihai Viteazu, Ion Minulescu, mai știu eu care. Da. Bun. La dumneavoastră ce am observat în localitate, că sunt foarte mulți copii foarte buni, care obțin note foarte bune la evaluarea națională, care fur să rămână acolo, la liceul din OSICA de sus. Lucrul ăsta l-am îmbunătățit, ca să zic așa, în urmă cu 4 ani de zile, când am mers să solicităm la minister înființarea unei clase de uman. Matematica nu este prietenă cu toată lumea, se știe lucrul ăsta. Noi aveam foarte mulți copii foarte buni care erau nevoiți să se mute, să plece la oraș, tocmai pentru că structura de predare predominantă era matematica la noi și ei aveau nevoie de română. Odată cu înființarea clasei de uman, s-a schimbat cu totul și numărul de elevi și valoarea liceului. Clasă care funcționează la efectiv complet. Exact. Funcționează la EBA, poate și puțin un depășit, poate și puțin depășit, dar lucrul ăsta nu e rău, pentru că dă posibilitatea cadrelor didactice să facă selecție. Să nu se gândească, dom'le, știți, dacă lăsăm un repetent sau îi matriculăm unul din cauza absențelor, clasa. Să zicem, nu. Nu. Lucrul ăsta, săptămâna viitoare, știți că este școala altfel. De fiecare dată, în ultimii 4-5 ani de zile, în școala altfel, liceul Ion Gheroșca își prezintă oferta educațională și aducem copiii posibili viitori elevi ai liceului Ion Gheroșca, îi aducem acolo să ne cunoască. Să vadă activitățile, să vadă ce înseamnă să înveți în liceul Ion Gheroșca, condițiile, tot ce le putem noi oferi. Dar o componentă importantă a liceului, cel puțin din punctul meu de vedere, venind acolo în ultimii câțiva ani la școală altfel, cred că o constituie și doamna director. Am văzut o persoană foarte implicată și colectivul de profesori, la fel. Deci am văzut un colectiv bine închegat și implicat în tot felul de proiecte da, de genul deci ăsta. Nu uitați că doamna Sorina Iacob este din OSICA de sus. A fost elevă, mă rog, până în clasa 8-a, după aceea dumneavoastră a terminat obligatoriu, devenind învățătoare, liceul pedagogic. A trebuit să plece. Dar este o persoană din OSICA de sus. A fost, este și va rămâne cu sufletul în OSICA de sus. De asta am observat foarte mare implicare din partea dumneai, din partea cadrelor didactice. Nu numai au atât. Făcut o echipă... Tocmai asta e, că a reușit să coaguleze în jurul dumneai un număr de cadre didactice, începând cu grădinița și terminând cu liceul, care sunt doritoare de a obține performanță, de a face altceva de fiecare dată sau chiar dacă vor să facă același lucru într-un alt mod făcut, ca să obțină din partea copiilor interesul pentru ceea ce trebuie să facă. V-aș da un exemplu, o gândire proprie a conducerii liceului și în special a doamnei director. Casa noastră de la țară, un proiect organizat printr-un ONG-ul al dumnealor, părinți și cadre didactice sau ceva de genul ăsta, oferind la sfârșitul anului o excursie gratuit pentru clasele pe liceu, gimnaziu și primar. Care vor obține punctajul cel mai mare. Foarte multe cadre didactice s-au implicat în chestia asta și merg, fac evaluarea la fiecare școală în parte. Nu e vorba numai de liceu. Și foarte mulți elevi cred că au partizanat cu, nu vă spun, cu programul ăsta. Nu vă spun că s-au schimbat. Nu mai vin copii fără costum.
Nu mai vin, știți, au costume, au uniforma, și uniformă, obligatorie. Dar nu discutăm de uniforma aia după timpuri. Uniforma o pereche de, sigur, o pereche de blugi, o cămașă albă, o cravată în culori diferite, verde sau albastru, în funcție de gimnaziu sau liceu, un pullover sau o haină îngrijită. Până la urmă, o conduită vestimentară corectă, dar pe care copiii s-o accepte. Nu, a fost un compromis practic. Sigur, sigur, copiii s-o accepte și nu să simtă că le distruge personalitatea. Adevărat și asta. Copilul trebuie educat într-un anume fel până la vârsta de 80 ani, din punctul meu de vedere, vorbesc ca un tată a doi băieți, trebuie educat până la vârsta de 8, 10, 12 ani cel mult într-un anumit fel, după care cred că trebuie lăsat să-și consolideze, să-și creioneze și consolideze propria ei personalitate. Că altfel nu vei obține din el decât un atașat al părinților care nu va fi în stare niciodată să ia o hotărâre sau să stabilească ceva pentru el. O decizie de ce nu pentru viitoarea familie? De aceea spun că modul de a educa copiii în liceu Gheorâșca este cu totul altfel. Nu pot să uit și cer scuze că nu i-am cerut acceptul să-i folosesc numele pe doamna profesor Ramona Alexandru, care a avut rezultate deosebite cu copiii pe foarte multe proiecte pe care le-a făcut. Dacă ați urmări-o așa, din spate, de undeva, retras, ca să nu vă remarce cât este de apropiată de elevi, la un moment dat ați face confuzie. Dom'le, este doamna profesor sau nu este? Cât de apropiată este de elevi, cât de mult ține la ei și cât de mult e iubită de copii. Dar lucrul ăsta se întâmplă... Și copiii partizanează. Corect. Lucrul ăsta se întâmplă peste tot. Și cu profesorii de educație fizică. Și cu celelalte cadre didactice de aceeași materie română. Că sunt mai mulți profesori. Nu e unul singur. Sau matematică. Singura problemă cu matematica asta e. Nu acum, poate fi prietenă cu toată lumea. Nu toți elevii au veleități, sigur, către matematică. Asta e. Corect. Mai sunt și persoane mai poetice. Nu pot să nu uit faptul că domnul profesor Sterie Paraschiv în 4 ani, în 5 ani de zile a reușit să facă din copii care văzuseră vioară, chitară decât la televizor sau cine știe pe la nunți, a reușit să facă aproape profesioniști din ei. Cu rezultate deosebite. În 3 ani de zile de când am accesat un proiect prin AFCN, în 3 ani de zile deja avem călușari performanți. Grupă de căluși formată din 20 ceva de copii care excelează. Da, dar acum, adiacent cu tot ce spuneați dumneavoastră, aveți și locația unde se pot desfășura căminul cultural. Da, asta este adevărat. A fost o investiție realizată destul de târziu, dar nu foarte târziu. Este și aici, să știți, că am avut o întrebare de genul: merita să cheltuiți banii pe căminul cultural? A fost o întrebare pusă. La ce am văzut la inaugurare, eu zice că da. De acord cu dumneavoastră. O comunitate ca Osica de Sus, cu aproape 5.000 de suflete, spun aproape că statisticile sunt cele care joacă și variază cifra și variază, destul de mult, evident, de la o zi la alta, cu o distribuție în 6 sate, cu un număr de aproape 800 de elevi, era inadmisibil să nu aibă o locație de cultură de dimensiunile și performanța căminului cultural din Osica de Sus. Foarte mult s-a îmbunătățit actul cultural. Iar cei care vor să vadă ce înseamnă un act cultural în căminul cultural din comuna Osica de Sus, foarte ușor pot să acceseze pe www.primariaosicadesus.ro, foarte ușor. La evenimente culturale vor vedea acolo câteva acțiuni deosebite, gen vioara lui Enexu, De asta voiam să amintesc. Concertul preoților de, și nu numai. Avem și o doamnă din comună, cu o voce de aur. Mă rog, și mult mai multe activități. Teatru,
Gândiți-vă că Osica de Sus, prin copiii ei, a jucat pe scena teatrului Liceului Sfântul Sava din București. Și am primit vizita anul trecut a elevilor de la Sfântul Sava în cadrul galei Eugen Ionescu la Osica de Sus. Nu e un lucru foarte, foarte ușor de trecut cu vederea și de neobservat. Au fost selectate din peste 150 de formații, formația de teatru al Liceului Ion Gheroșca a fost selectată la concursul național George Constantin din București în primele 50 de trupe de teatru care au jucat în București. Vedeți, dumneavoastră, noi discutăm acum, pe parcursul întregii emisiuni, să zic așa, noi discutăm despre niște lucruri care, atât mie cât și dumneavoastră, sunt convins, ni se par până la urmă că fac parte din normalitate. Sau că ar trebui să fie niște lucruri normale. Firesc. Din nefericire, despre același lucru care discutam noi, în zilele noastre a devenit o chestiune extraordinară. Și asta pentru că sunt foarte puține locuri în care se fac lucruri de acest gen. Și un campus școlar, știu, un mare deziderat al dumneavoastră, care ați avut mult de lucru. Și cred că va deveni finalitate până la urmă. Trebuie să devină. Bun, sunt chestiuni care țin de normalitatea unei comunități, dar care, din păcate, la noi au devenit lucruri extraordinare. Și spun iarăși, din nefericire, din păcate. Mie mi se par normal și firești. Toate aceste lucruri, nu este nimic în afara anormalului. Spuneam, din punctul meu de vedere, nu este nimic altceva decât rezultatul unei strategii pentru un viitor al generațiilor de mâine, de poimâine și de peste 20 de ani. Așa cum în 1966-67 spunea cineva, gândea, ce să caute un liceu în Osica de Sus? Uitați-vă că peste 50 de ani, anul ăsta se fac 50 de ani, și aici, dacă ne urmăresc foștii absolvenți ai liceului Ion Gheroșca acum, deci ai liceului teoretic din Osica de Sus, da? Care, dacă ne urmăresc, intenționăm să facem un fel de monografie a liceului și să-i trecem pe toți. Deja discutam cu doamna director, a făcut listele cu toți absolvenții de liceu, lucrează și la toate cadrele didactice care au predat în liceul Ion Gheroșca și aș invita pe fiecare dintre ei să ne contacteze pentru a spune fiecare punctul de vedere, a scrie ceva. Câteva cuvinte, cei care doresc. Bineînțeles, dintre ei, cei care mai sunt în viață și care doresc să participe la lucrul ăsta. Pentru că unii dintre ei, din nefericire, nu mai sunt alături de noi. Bun, ținând cont că au trecut și 50 de ani de atunci. Da, timpul a fost în defavoare. Unii au terminat puțin mai devreme, alții și mai în vârstă. Mă rog, până la urmă este o selecție firească, o selecție naturală, nu depinde de noi. E legea firii, e legea firescului până la urmă. Apropo că ziceați, vedeți, așa cum este legea firescului ca unii să trăim și alții să mergem acolo unde Dumnezeu crede că trebuie să mergem, la fel este pentru mine firesc să faci într-o comunitate, într-o comună ceea ce am făcut și nu văd nimic exagerat. Nu pot să nu mi-aduc aminte de dezvoltarea pe care a căpătat-o târgul din comuna Osica de Sus. Mă uitam astăzi din toate localitățile din județul Olt, comuna Osica de Sus pentru sărbătorile pascale este singura care are autorizarea temporară de a sacrifica animale în Duminica de Florii și în Sâmbăta Paștelui. Sunt 104 comune. Osica este singura care are acest drept. De ce l-are? Pentru că și atunci, și acolo, în 2004, am gândit o dezvoltare altfel a târgului, cu compartimentare pentru animale separat, la rândul lor, animale pentru porci separat, pentru vite separat, pentru oi, pentru păsări. Fiecare are compartimentul lui, cu un centru de sacrificare, așa cum cer normele. Cu apă caldă, cu apă rece, cu un utilaj de a spăla și a ține sub curățenie, cu cameră de sacrificare. Lucrul ăsta să nu se întâmple în văzul cetățenilor pentru a le crea un disconfort.
De asemenea, cu zonă unde să se comercializeze după, igienic, exact, igienic, fără probleme. Și aș vrea să rețin și aici mulțumesc Direcției de Sănătate DSVSA-ului, cu supraveghere de specialitate din patră. În fiecare an am avut acest lucru. Ori lucrul ăsta nu era posibil dacă nu investeam în noua forma târgului. Vă gândiți și la noi investiții? Da, ne gândim și la noi investiții. Am făcut câteva platforme de asfalt, platforme betonate. Am adus apă, gândiți-vă, de la vreo 600 și ceva de metri, 650 de metri mai exact, am adus apă și am construit o rețea de iluminat special pentru zona respectivă, adusă din postul de transformare direct. De asemenea, am făcut pentru zona de unde se comercializează produsele lactate, acolo avem canalizare menajeră trasă. Avem canalizare pluvială. S-a întâmplat un lucru evident care nu ne bucură deloc. S-a întâmplat un lucru nefiresc. Acum 2 ani de zile Oltețul a ieșit de 5 ori în același an din matcă, aducând foarte mult mâl și particule fine care au îmbâxit. O chestiune independentă și scurgerea apei nu se mai face prin drenare naturală, deși ar trebui să se facă, pentru că acolo pământ, stratul este mai mult nisip decât nisipos pământ. Și... Corect. Da, dar vedeți dumneavoastră, situațiile sunt... sunt diverse și în ceea ce privește târgul și în ceea ce privește infrastructura și așa mai departe. Problemele nu dispar practic niciodată din administrația publică, dar sunt situații și acum m-aș raporta și la dumneavoastră, de ce nu, în care primarii pot face multe lucruri accesând fonduri europene. Am mai discutat despre fonduri europene și despre ce înseamnă, dar totuși nu ne putem plânge și nu putem sta cu mâna întinsă la guvern, la Consiliul Județean sau unde vreți dumneavoastră, dați-ne bani, când putem să luăm bani de la Uniunea Europeană, bani care ni se cuvinte drept, de altfel. Da, aveți dreptate. V-am zis, în prima opțiune a fost prin GAL să reabilităm căminul cultural. Următoarea opțiune pe nou GAL din care facem parte va fi târgul săptămânal. Pentru modernizare printr-un proiect aparte după standarde europene. Asta este următoarea opțiune pe care o avem și cu siguranță va intra în nou program al GAL-ului de la Vedea la Olteț, în care Comuna Osica de Sus a fost inclusă. Sunteți parteneri în da, grupul suntem de mai locală. Multe mai multe localități. Osica de Sus a făcut parte din alt GAL în planurile Oltețului, dar a fost era un alt exercițiu financiar, exact, pe fonduri europene și așa s-a exact, așa s-a exact, schimbat un pic fenomenul. Exact, exact. Da. Deci, până la urmă, știți care din punctul meu de vedere, nici nu mai contează de unde vin niște fonduri. Da, cred că totuși contează foarte mult să știi să accesezi acele fonduri. Sunt primării, sunt nu puține primării în județ care n-au accesat nici măcar un leu fonduri europene. Ceea ce e crunt. Dumneavoastră, ca jurnalist, aveți dreptul să faceți aprecieri. Am apreciat-o eu. Da, nu vă contrazic, nu cunosc situația, dați-mi voie totuși, eu să vorbesc numai de Comuna Osica de Sus. De asta m-am și raportat la dumneavoastră ca primar de Osica de Sus. Este foarte greu, să știți, și e foarte mult de alergat. Ba chiar urmăream asta, da. Văd da, aici, da, văd și trebuie foarte multă disponibilitate spre travaliu. Mi-aduc aminte, era un comentariu cândva la o anumită televiziune, când o doamnă primar, nu știu după unde, a refuzat un proiect european și a fost întrebată de consilieri. De doamnă, ce? Dar de ce? La care dumnea ei era filmată. Păi voi știți, mă, cât e de alergat pentru un asemenea proiect. Așa este. Este foarte mult de alergat, este foarte mult de lucru și trebuie să ai lângă tine, în primul rând în primărie, câteva persoane care să fie conștiente de ceea ce trebuie să facă și să vrea să facă lucrul ăsta. De ce presupune? Nu întotdeauna plătite, că au fost și situații în care nu au fost plătite. Într-adevăr, acum legea permite
să plătești asemenea persoane, evident, în funcție de numărul de ore necesare, dar să ai și un consultant, să zicem, care știe cum să scrie un proiect. Dar peste toate, trebuie să fii tu cel care să știi ce-i ceri să facă. Ce vrei să faci prin exact. Acel proiect. Că dacă nu vei cere ceea ce e sigur că va avea sorți de izbândă, exact, nu va fi nimic altceva decât o acțiune sterilă cu cheltuirea unor bani din comunitatea locală, fără finalitate. Domnule primar, în aceeași ordine de idei, știu că ați participat la o întrevedere cu o firmă referitor la problema aducerii gazelor la dumneavoastră în localitate. Care este stadiul și dacă poate deveni realitate în viitorul apropiat, mai mult sau mai puțin? Din punctul meu de vedere, nu e prima dată când particip la o asemenea discuție. A fost inițiativa domnului primar de la Dobrun, Aurel Bondrescu, o inițiativă de fapt lăudabilă, însă eu cred că este de un viitor mai îndepărtat și posibil. Și am să vă spun de ce. Societatea care distribuie gazul are disponibilitate de a da gaz pentru care are rezerve, dar investiția trebuie făcută de altcineva. Persoana care vine să facă investiția, costurile sunt foarte mari, să știți. Da, sunt niște costuri. Sunt costuri foarte mari. Persoana care vine să facă investiția trebuie să aibă convingerea că își va recupera investiția în timp din consumul de gaz. Mare parte consumatori casnici. Exact. Dar în zona noastră, noi nu avem consumatori industriali, cei care sunt într-adevăr mari consumatori de gaz și care și plătesc. Consumatorii casnici. Ori consumatorul casnic nu știu cât poate să consume într-o lună de zile. Și mai punem un lucru. Trebuie să-l știe oamenii foarte bine acest lucru. În momentul în care faci o cheltuială ca să tragi gaze printr-un contor de gaz la tine în locație, în casă, gaze, dacă tragi numai pentru aragaz, îți vei recupera investiția în 20 de ani de zile, dacă o recuperezi. Deci va trebui obligatoriu să mai faci o altă investiție și nu știu cât își pot permite să bagi centrală și calorifere. Ceea ce înseamnă o investiție de 3-4 mii de lei cel puțin. Mai mult de atât. Cu siguranță păi, mai mult de lei, primar, pentru că în jur de 3.000 de lei e numai centrala. Păi oricum, faci o investiție de 4.000-5.000 de lei într-o centrală termică, mai faci o investiție de 4-5.000 de lei pentru racord și așa mai departe, deci asta înseamnă 10.000 de lei. Păi omul se gândește, domnule, cu 10.000 de lei eu îmi cumpăr lemne 20 de ani. Este adevărat că la momentul actual încă se mai găsesc lemne. Nu știu cât timp se va găsi. Deci ideea este bună. Numai că unde este riscul? Ca să faci o cheltuială pe studiu de fezabilitate, ceea ce înseamnă o cheltuială, destul de mare, și să nu găsești investitorul interesat de a și realiza investiția. Și atunci cheltuiala este... Și atunci rămân niște bani dați. Exact. Și nu sunt puțini. La urmă. Nu sunt puțini. Lucrul ăsta va trebui discutat. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă mai e timp în actualul Consiliu Local să discutăm lucrul ăsta. Eu sunt puțin sceptic. Va trebui discutat mai exact de viitorul Consiliu Local, propus de viitorul primar de localitate. Eu cred că e posibil să realizăm, dar nu trebuie să facem o chestie peste noapte. Trebuie foarte bine gândită. Foarte bine gândită. Și cel mai bun lucru, trebuie să vedem câți cetățeni ar fi interesați să facă. Păi, cred că până la urmă și furnizorul de gaze naturale de care vorbeați dumneavoastră, cred că ar veni în localitatea dumneavoastră doar după ce ar avea certitudinea că, nu știu, 1.000, 2.000, 3.000 de locuințe se vor racorda la gaze. Pentru că și el trebuie să-și amortizeze investiția. Dar nu uitați un lucru, că furnizorul de gaz sau cel care, nu furnizorul de gaz, cel care ia investiția și o realizează, vine cu conducta, cu magistrala de gaz până undeva, la intrare în comună, unde până se stabilește un punct. De acolo, rețeaua de distribuție internă trebuie suportată din Consiliul Local, din bugetul, din comunitatea locală. Bugetul primăriei. Bugetul primăriei. Până la urmă.
Ori pentru Osica de sus, rețeaua respectivă are peste 30 de kilometri de drum și va avea peste 30 de kilometri de lungime rețeaua. Efectiv, doar rețeaua. Da? Nu uităm de asemenea că avem străzi asfaltate. Atunci ce facem? Facem și pe o parte și pe alta. Că nu putem la fiecare, cum sunt casele așezate, 30 de metri sau 20 de metri să faci subtraversare sau mai știu ce să faci. Deci lucrurile nu sunt atât de simple. Trebuie foarte bine gândite pentru că, revin și spun, cheltuielile sunt enorme. Sunt foarte mari. Foarte mari. Foarte mari. Bun, pe de altă parte se mai pune și problema de localitățile prin care trece magistrala până să ajungă la dumneavoastră. Că dacă exact. O localitate nu-și dă acordul, practic ați dat niște bani degeaba din start. Ce se întâmplă? Acest lucru e ca un lanț care are 1, 2, 3, 5, 10, 10 zale. Zale. Dacă una din aceste zale se întrerupe, toată cheltuiala după acea za e egal cu zero. E egal cu zero. Și este foarte greu să controlezi acest lucru. Chiar foarte greu să-l controlezi. Că la un moment dat e posibil, de-aia spuneam că ar fi bine dacă ar fi atu noilor consilii locale, pentru că în 4 ani de zile au suficient timp să se pună la punct, să se pună la punct și să obțină girul consiliilor locale din fiecare localitate în parte, de la prima până la ultima. De regulă, Osica de sus este cam ultima, indiferent de unde ai lua-o. Dar bine, poate fi și la mijloc dacă trece de ea. Este foarte greu să ai garanția că lucrul ăsta se va întâmpla peste tot. Mai ales când se va ști de fiecare consiliu local ce înseamnă să construiești un kilometru de rețea de distribuție în interiorul localității. De oamenii că pe un kilometru pot să fie, de exemplu, 50 de case. Ce înseamnă pentru aceste 50 de case costurile pentru racordare individuală. Iar la rândul lor să știe ce înseamnă să consum gaz, chiar și cu centralele electrice, într-o casă care nu este izolată. Izolată. Termin. Și ce costuri presupune. Exact. Exact. Deci lucrurile sunt foarte bune, dar cred că sunt lucruri de durată și nu trebuie luate atât de hotărâri ușor. Foarte repede și foarte ușor. De dragul de a ne lăuda. Uite ce facem noi. S-ar putea să, exact. S-ar putea să facem mai rău decât bine. Decât bine. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost alături de noi. Vă mai dau întâlnire în mod cer și cu alte ocazii și vă mai aștept pe la noi. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag și mare respect voi veni ori de câte ori voi fi invitat. Vă rog să acceptați și dumneavoastră invitația mea. Atunci când credeți că aveți ceva de filmat bun sau de ce nu și rău, că avem și lucruri care nu sunt tocmai extraordinare, veniți în Osica de sus, dar aș vrea ceea ce faceți să faceți cu profesionalism, nu cu o anumită nuanță, dar mă opresc aici ca să nu se înțeleagă greșit. Da. Cred că eu vă mulțumesc pentru aprecieri și cred că la noi n-a fost cazul, deci vă mulțumesc de acord. Încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Bună seara! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit și astăzi. Rămâneți pe Prima TV Slatina, urmează știrile Focus Slatina. La revedere, o seară bună în continuare!